Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim la o nouă emisiune în cadrul Universului Creștin și iată, pentru astăzi avem ca invitat pe preacucernicul părinte profesor dr. Vasile Nechita. Preacucernice părinte, bine ați venit! Bine v-am găsit! Părintele profesor este în același timp slujitor la Biserica Sfântul Andrei din Iași, este profesor la Facultatea de Teologie din Constanța, în cadrul Universității Ovidius, unde aveți, sigur, catedra de dogmatică. Misiologie și ecumenism. De misiologie și ecumenism și totodată sunteți și conducător doctorat. De doctorat. Sigur că ne bucurăm să fiți prezent la emisiunea noastră, de altfel nu este pentru prima dată. Ați mai fost invitat la emisiunea noastră. Stimați telespectatori, pentru emisiunea de astăzi am ales un subiect pe care am să vi-l anunț printr-o întrebare. Dorim să fim fericiți? Doriți să fiți fericiți? Sigur că răspunsul la această întrebare nu poate să fie decât afirmativ. Toți căutăm fericirea, dar pentru fericire fiecare găsește o cale care o consideră el. De aceea, iată, pentru că spun unii că sunt multe căi spre fericire, s-ar părea să nu fie tocmai așa și de aceea avem nevoie de o bună călăuză și cea mai bună călăuză cred că este Hristos. Preacucernice părinte, înainte de a începe discuția pe subiectul anunțat, pentru că sunteți preot la o biserică istorică din Iași, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre Biserica Sfântul Andrei. Biserica Sfântul Apostol Andrei, ca biserică de zid, a fost înălțată la 1795-1796. Se pare că înaintea ei a fost o altă biserică din Paiantă, pentru că am găsit urme în temelie atunci când am restaurat-o. Și la 200 de ani, în 1996, a fost aduse moaștele Sfântului Apostol Andrei și în prezența Sfântului Apostol Andrei a fost și resfințită după ce s-au efectuat niște lucrări de consolidare și de restaurare. Este o parohie relativ recentă pentru că ea, de pildă, în 1927, atunci când s-a ridicat casa parohială, aparținea de parohia Ziua Cruce. Dar imediat după cel de-al doilea război mondial, s-a constituit ca parohie și de atunci până astăzi funcționează ca parohie. Mai mult decât atât, așa cum ea s-a desprins din parohia Ziua Cruce, din Iași, la rândul ei, a dat naștere la o altă parohie, și anume parohia Sfinții Brâncoveni și Sfânta Mahramă din cartierul Cantemir, podul de piatră, și care deja s-a terminat de ridicat biserica, acum se împodobește cu mozaic, și mă stenea la părintelui Nicolae Dorneanu. De asemenea, avem bucuria ca prin ajutorul credincioșilor, parohiei noastre și altor credincioși, chiar și a copiilor de la școala numărul 23 din Iași, este vorba de școala din cartierul unde se ridică acum biserica, părintele Dorneanu, au contribuit la ridicarea bisericuței din curtea spitalului de recuperare cu acoperimentul Maicii Domnului, cu acest haram, acoperimentul Maicii Domnului, mai ales pentru cei care sunt bolnavi acolo la secția neuromotorii și unde săraci sunt de multe ori chiar și părăsiți de propriile lor familii. Și acolo este deservită de părintele Vasile Hilițeanu. Părinte, deci ați făcut o lucrare de restaurare foarte importantă la Biserica Sfântul Andrei. În ce a costat această lucrare de restaurare? În primul rând, am mai înălțat pereții cu aproape 2 metri, am prelungit-o cu 6,70 m. Dacă îmi permiteți, aș vrea pentru telespectatorii, nu știu să spun, părintele este, aș spune, foarte economicos la vorbă și spune, a înălțat-o, dar aceasta a însemnat, de fapt, decopertarea bisericii, a însemnat
înlăturarea acoperișului o, practic, o muncă extraordinară și a însemnat consolidarea bisericii în partea de jos. Biserica, aflându-se în locul unde a fost lacul de sub palat, așa cum apare în vechile stampe care prezintă Iașul, și atunci a trebuit să lățim talpa bisericii la fundație, ca să putem înălța, pentru că a trebuit să rezidim biserica piatră cu piatră. Acesta este cuvântul potrivit, deși este o restaurare. Este o restaurare, pentru că noi am păstrat același desen perimetric, de unele locuri chiar am găsit anumite scăpări, dar le-am păstrat așa pentru că biserica așa a fost, așa am lăsat-o și noi, mai corectat pe aici pe acolo câte ceva, am prelungit-o și după aceea acoperișul, cum spuneați dumneavoastră, când l-am refăcut, o trebuie să o refacem în formă ștefaniană, pentru că în Iași acum au apărut mai noi, dar din bisericile mai vechi n-avea niciun acoperiș ștefanian și noi am reconstituit acoperișul ștefanian rustic, spre deosebire de ștefanian urban, așa cum este Sfântul Nicolae Domnesc. Da. Deci, o lucrare ca și o biserică din nou. Da, poate mai greu, pentru că o trebuie să slujim. Așa este. În același timp în care noi, pe bucăți, trebuia să rezidim piatră cu piatră bucățile de ziduri. Concomitent, ați fost și cel care ați condus lucrările și, cum se spune, ați construit biserica din curtea spitalului. Da, acolo, pentru că a fost așa un fel de făgăduința mea, pentru că acolo am văzut foarte mulți care erau bolnavi și am zis că atunci trebuie să facem o biserică. Și știi, după evenimente din decembrie 1989, a fost prima biserică ce s-a construit în curtea unui spital, adică cu o menire specială, așa, pentru cei suferinți, cei care au nevoie de rugăciune și de mângâierea aceasta pe care o poate duce biserica celor aflați în suferință. Ce lucru minunat, stimați telespectatori! Și acum aș vrea să fac și o mărturisire pe care părintele a dat-o deoparte, și anume în cartierul Galata, unde eu sunt preot paroș, unde am fost trimis în 1990 cu misiunea de a conduce lucrările de construcție a noii biserici care s-a zidit acum, sigur, dar atunci urma să se zidească. Sunt, deci, preot acolo și vreau să vă spun că de foarte multe ori, pentru că în aria parohiei părintului a fost și o parte din parohia aceasta nou înființată, unde este biserica din cartierul Galata, părintele a ajutat foarte mult, a sprijinit construcția bisericii prin ajutoare bănești. Sigur, aceasta însemnând permițând oamenilor trimiși din parohia noastră ca ei să adune bani în timp ce Sfinția sa construia biserica, își reconstruia biserica și construia și biserica spitalului. Părinte, sigur că este un fapt minunat și vreau să menționez, am menționat lucrul acesta pentru că este un lucru că în general se întreabă, dar ce face biserica? Iată câte lucruri minunate s-au făcut. Acel spital acolo, biserica din Galata, unde ați avut o contribuție foarte importantă, iar biserica Sfântul Andrei, stimați telespectatori, atunci când mergeai pe strada Palat, când ajungeai, să zicem, în zona unde este acum Palasul și priveai pe partea opusă ca să vezi unde este biserica, nu se vedea pentru că era oarecum tupilată între casele care erau acolo. Ori acum, în urma intervenției de restaurare, ea este înălțată, este ca o biserică care trebuie să aducă lumină și încredere tuturor celor care o privesc de departe și o văd. Preacucernice Părinte, vă mulțumesc pentru datele pe care ni le-ați dat. Aș vrea să vorbim acum despre fericire. Aș vrea să vă pun o întrebare. Sunteți fericit?
Nu știu, acum fericirea e ceva abstract. Cred că cel mai bine este bucuria. În creștinism se vorbește mai mult de bucurie decât de fericire, pentru că este și cuvântul pe care îl adresează Arhanghelul Gabriel, Sfinte Fecioare Maria, când îi spune bucură-te. Și este primul cuvânt, de altfel, dacă vreți, pe care Mântuitorul îl adresează după înviere. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Ce lucru frumos, într-adevăr! Dar vedeți că bucuria aceasta este, de fapt, este într-un anume fel modul în care se întrupează fericirea. Da, atunci deci este o expresie a fericirii. Părinte, atunci când se vorbește despre fericire, sigur că, am spus, fiecare o cam vede în felul lui și iată, de aceea aș spune că sunt multe feluri de a înțelege fericirea. Iată ce spune Charlotte Caterin: cu cât mai multe pasiuni și dorințe, cu atât mai multe căi spre fericire. Căi spre fericire, sigur că și căi și fericiri sunt cu atât mai multe în viziunea Charlottei Caterin. De asemenea, iată Lucian Blaga: dacă vrei să ajungi la fericire, atunci pune-ți ca țintă orice, numai ceva care numai un lucru nu, fericirea. Este un paradox. Cum ați fi exegetul acestor cuvinte ale lui Lucian Blaga? Cred că Lucian Blaga înțelegea mai bine decât oricine că s-a ocupat de ontologie și din punct de vedere ontologic vedem că omul este chipul lui Dumnezeu, poartă această pecete a lui Dumnezeu și vedem că în Cartea Facerii se spune că Dumnezeu a văzut că ceea ce a creat erau bune foarte. Și atunci Sfinții Părinți spun că Dumnezeu s-a bucurat de ceea ce a creat. Și deci și omul, fiind pe chip și asemenea Dumnezeu, și este făcut ca să fie bucuros, să fie fericit. Dar, din cauza neascultării, a pierdut raiul. Și atunci omul n-a mai avut această, cum să spun eu, tindere firească spre fericire. Și-a căutat să-și o resipească în fel de fel, cum spune aici, pasiuni, patimi, căutări, preocupări, care țin, să zicem așa, de zona mai mult epidermică, adică mai mult ceea ce simt prin simț, ceea ce trăim prin simțuri. Ori, dacă ținem de ontologie, de ceea ce îl întemeiază pe om, trebuie să vedem că omul are o chemare spre fericire, dar e vorba de fericirea raiului, de fericirea sfinților, de fericirea aceea pe care o dă, cum spunea Dostoievski, frumusețea care va mântui lumea. Deci această frumusețe spirituală. Mă bucur foarte mult că ați adus în discuție pe Dostoievski, chiar și la emisiunea trecută a fost prezent aici Dostoievski. Această afirmație a lui Dostoievski este celebră, de altfel, frumusețea va salva lumea. Da. Sigur că atunci când el spune însă acest lucru, el se gândește la acea frumusețe care izvorăște din Dumnezeu, acea frumusețe care înseamnă echilibru, care înseamnă bunătate, care înseamnă tot ceea ce Dumnezeu ne pune în față. Ce minunat lucru să vezi la un mare scriitor, să vezi că mai sunt și astăzi oameni care încă îl citesc pe Dostoievski și trăiesc cu această nădejde că frumusețea va salva lumea. De altfel, am stat de vorbă în ultima vreme cu mai mulți artiști, cu oameni care au, aș spune, misiuni în domeniul artei și care mereu îl citează și îl citează pe Dostoievski și au o mare nădejde în această aserțiune: frumusețea va salva lumea. Da, păi în greacă ceea ce am numit noi bucuria ca înțeleasă, ca fericire, deci nu bucuria harică, de unde vine bucură-te, herete, ci bucuria ca fericire înseamnă evdemonie. Prin neascultare, omul a pierdut evde, care înseamnă bun,
și a rămas numai cu demonos. Și atunci, nu întâmplător, Dostoievski este cel care scrie și cartea Demonii. Și arată că omul nu poate să fie fericit atâta timp cât a pierdut partea aceea bună a părții spirituale. Omul deci este creat ca să trăiască bucuria nu în cele materiale, ci în cele spirituale, care dau sens vieții. Ori atunci când pierde partea bună, rămâne numai partea rea cu conotația aceasta negativă pe care o vedem noi, că o denumea atât de frumos Fericitul Augustin. Cel care nu se înduhovnicește până în trupul lui, devine trupesc, carnal și în sufletul lui. Și vedem astăzi acest lucru. Și atunci și partea duhovnicească, dacă devine carnală, atunci fericirea o vedem tot carnală. Nu o vedem spirituală, ca o bucurie, ca un banchet al spiritelor, să zicem, al sufletelor curate și frumoase. Da, cred că Dostoievski, care este considerat a fi cel mai mare scriitor creștin, prin romanele lui dă răspunsuri foarte solide. El totdeauna în opera lui arată că lumea nu poate fi cu adevărat pe o temelie solidă decât atunci când îl are pe Hristos călăuză. Pe Dumnezeu, da. Chipul. De aceea își numește cei care sunt așa parcă împotriva rolul pentru care ar trebui să lupte mai mult în viață. Raskolnikov, știți de ce? Răscolirea asta interioară. Și toți ceilalți, deci toți sunt sau frață Karamazov, deci de observați, cara, ceva care trimite la negru, la urât. Așa, deci frați întunecați. Deci toți aceștia vrea să arate că noi am pierdut, cum spune Sfântul Siluan Atonitul, deci tot un sfânt rus spunea că omul atunci când a ascultat de Dumnezeu în rai, a pierdut puterea de a contempla. Adevărata fericire, adevărata bucurie stă în puterea omului de a contempla. De aceea un scriitor de-a nostru, Baconski, tânărul care a fost și ambasador la Vatican, spune că patriarhe știau să zâmbească. Împotriva concepției noastre că trebuie să fie așa foarte serios. Nu, și sfinții au, de exemplu, Sfântul Antonie cel Mare sau alți sfinți, ca să poată destinde pe ucenici, le mai spuneau câte o vorbă de asta de șagă, ca să nu-i stai numai încruntați. Și odată, mergând ca să vadă pe mari părinți ai pustie un nobil din Alexandria, a văzut că stăteau la șagă părinții mai bătrâni cu cei mai tineri. Și zice, cum, asta e viață de pusnicie, așa stați voi? Și a zis, matale, știu că te preocupi de vânătoare. Zice, da, ei erau cu duh, văzători cu duh. Zice, și când trage așa de arc, și tot întins, îl poți trage până la nesfârșit, nu trebuie să mai slobozi coarda, că altfel pocnește. Așa și sufletul omului. Întinde-l. Nu trebuie să... Întinde-l mai tare. Întinde-l mai tare. Păi nu pot, că se rupe, într-adevăr. Foarte frumos, foarte frumos ați ales acest exemplu din Pateric. E minunat și mă bucură această, aș spune, apelare la aceste valori foarte frumoase. Iată, și Patericul care vine cu atâtea exemple frumoase și mari scriitori ai lumii. Părinte, care este sensul fericirii în lume? Aș pleca întâi de la Vechiul Testament și pe aceea de la Noul Testament și atunci definim și... Aș vrea, dacă nu vă supărați, pentru că aș vrea să constituie partea următoare. Pentru că lumea de astăzi are o anumită, aș spune, vedere, o anumită concepție despre fericire. Despre acest lucru, ca o parte introductivă a celei pe care dumneavoastră deja ați anunțat-o, aș vrea să o facem. Deci, astăzi, fericirea este văzută în... lumea. Deci, cum spuneam, în epidemie, adică în mai în simțuri. Noi nu mai trăim fericirea ca altă dată, ca un regal al spiritului.
Ce, acum, dacă am salar bun, dacă mi-a luat o mașină, nu știu cum, mă supărat când apare următorul model mai frumos, când nu l-am pe același, tot așa, adică ne mulțim nevoile ca să susținem, de fapt, aspectul comercial. Deci fericirea a devenit un fel de cum să vă spun eu, are un aspect comercial foarte mult astăzi, așa cum și viața noastră plină de comercial. Nu dorim decât din reclame, noi nu cumpărăm decât din reclame. Dacă n-am văzut pasta de dinți cu tare, nu o luăm, dacă de celălalt medicament. Deci tot ce, și atunci, credem că dacă ar fi și reclame de astea pentru fericire, noi am căutat să o obținem pe aceste rețete. Fericit vei fi dacă vei folosi pasta de dinți. Da. Deci, iată, stimați telespectatori, în lumea de astăzi, unii consideră fericirea niște împliniri, aș spune, de moment. Da. De exemplu, e fericit că a terminat clasa întâia cu o notă bună, cu, acum cum este, un calificativ foarte bun. E fericit că a luat bacalaureatul cu o notă bună sau e fericit că a terminat facultatea, că s-a căsătorit cu o persoană agreabilă. Dar toate acestea, cred că sunt doar niște fărămituri. Ele fac parte într-un anume fel din fericire, dar nu sunt ceea ce este de fapt fericirea. Să zicem, este interfața pe care o vedem noi la aspectul secular sau al lumii. Dar fericirea trebuie să aibă un suport mult mai serios în interiorul lui. De aceea vedem că omul caută, așa cum spunea Victor Frankl. Cel a văzut că nici Freud nu a definit cum trebuie, nici Adler cu psihologia personalității, și atunci a zis omul este în căutarea sensului vieții. Cred că trebuie să vedem fericirea și în legătură cu acest sens al vieții. Omul are nevoie de un sens al vieții. Sensul și el, vieții este împărăția lui Dumnezeu. Și el a văzut lucrul acesta din costat în lagările naziste. Și acolo a văzut că cei care renunțau la lupta de acolo ca să supraviețuiască, clacau. Și atunci el și-a dat seama că omul are nevoie în grămădeala asta de fel de fel de problematici, de fel de fel de nevoi, dacă nu le avem, ni le creăm, atunci are nevoie de sensul vieții, să descopere sensul vieții, care îl face fericit și în viață simplă. Da. Părinte. Ne ducem de adeseori pe casă și vedem pe bătrânii din sat, sunt mai fericiți decât cei la oraș care au de toate. Și supărați că nu știu ce n-au găsit când au mers la magazin. Și cu puținul lor, dar sunt mai fericiți. Părinte, ați spus adineori despre, iată, despre Vechiul Testament și despre Noul Testament. Și am să spun doar câteva fericiri ale Vechiului Testament, ele sunt foarte multe. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl va mustra. Să nu disprețuiești certare, celui atotputernic. L-am luat absolut la întâmplare. Fericiți sunt cei ce păzesc căile mele, spune Domnul. Cel care se îndură de sărmani este fericit. Iată, aici este deja o implicare foarte puternică, morală. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Am spus că voi citea multe, am foarte multe, pentru că Vechiul Testament are foarte multe afirmații în care arată ce este fericirea și toate converg spre Dumnezeu. Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament, vine așa cum spune Mântuitorul. N-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. De aceea apare o superioritate. Părinte, v-aș ruga, iată, dacă îmi îngăduiți, aș vrea să aleg de data aceasta, în mod deosebit, un citat dintre acestea și să-l discutăm puțin în fața telespectatorilor. Domnul este Dumnezeul dreptății.
Fericiți sunt cei care nădăjduiesc în El. Iată, este o fericire a Vechiului Testament. Deci, Domnul este Dumnezeul dreptății. Fericiți sunt cei care nădăjduiesc în El. Și deschid acest subiect amintind faptul că, în general, spunem că perioada Vechiului Testament a fost o perioadă în care legea nu era desăvârșită. Mântuitorul spune, Noul Testament este cea care o desăvârșește. Iată însă că găsim lucruri de foarte mare profunzime, alături, sigur, de legea talionului, alături de legea talionului, alături de, uneori de răzbunare. Iată, nenorocirea urmărește pe cei păcătoși, iar fericirea răsplătește pe cei drepți. Deci, v-aș ruga să comentați acest lucru. Dumnezeu este Dumnezeul dreptății, fericiți sunt cei care nădăjduiesc în El. Această fericire de a nădăjdui în Domnul. Da, așa cum spuneam, omul fiind creat pe chip și asemănare Dumnezeu, deci are această bucurie a sufletului, are, cum spunea și psalmistul, însetat este sufletul meu de Tine, Doamne, precum este cerbul, pentru, după apele rece ale munților. Deci omul are această căutare a Lui Dumnezeu. Fericitul Augustin spunea că nerecit este sufletul meu, Doamne, până ce nu Te va afla pe Tine. Deci este această aplicare ontologică a sufletului spre căutarea lui Dumnezeu, spre înălțim. De aceea, robia omului, spunea părintele Nicolae Steinhardt, se deosebește de robia Domnului. Robia omului stă cu nasul în pământ și lucrează pământul pentru stăpân, iar robia Domnului este când înalți fruntea spre cer. Dacă mi-i îngăduiți, această robia a omului este și robia patimilor noastre. Absolut. A tuturor, aș spune, acelor aspirații legate de teluric, de pământ. Da, nu avem lumina uranică a cerului. În gândirea greacă se vorbea de bucurii dionisiatice, acestea ale patimilor, și bucuria apolonică, cea plină de lumină, pentru că Apollo era un zeu solar, un zeu uranic. Spuneați despre un dat ontologic în om. Și acest lucru îl faci ca să-l caut. De pildă, la schimbarea la față, Mântuitorul are de alături pe Sfântul Ilie și Moise, dreptul Moise. Pentru că ei au fost cei care l-au căutat, au vrut să-l vadă pe Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog. Și până la urmă, Dumnezeu nu rămâne dator. El s-a arătat, dar la vremea cuvenită. Așa înțelegem că omul are această căutare, dar nu înseamnă că în imediat o apropiat trebuie să găsească această fericire, ci trebuie ca să aibă ca o proiecție, ca un țel spre care trebuie să tindă. Acest ontolog... De aceea vedeți că aici fericirea e legată cu nădejdea, cu speranța. Acest ontologic despre care ați spus și care este turnat în sufletul, în conștiința omului, este de fapt cel care se întoarce din om căutându-l spre Dumnezeu. Din acest punct de vedere mi se pare foarte interesant, aș spune ca o expresie practică a ideii, faptul că iată, astăzi, și cred că și dumneavoastră ați avut de foarte multe ori în activitatea dumneavoastră preoțească, solicitarea unor tineri care au trăit mai mulți ani necăsătoriți de a se căsători. Eu m-am întrebat, dar de ce vrei să te căsătorești? Și mi-a spus, ceva din sufletul meu îmi spune că nu pot să trăiesc în pace. Este acest ontologic, este strigarea aceasta, este, a spune, revolta lui Dumnezeu care nu lasă, nu? Care nu lasă din suflet, pentru că de vreme... Poate că au constatat și ei că nu de multe ori noaptul face față situațiilor și atunci așa au reproșat. Dar sigur, dacă eram căsătoriți și era harul lui Dumnezeu cu noi, poate mai ușor treceam peste anumite momente. Sigur că da. Este foarte important, mi se pare, lucrul acesta și este o expresie a lucrării lui Dumnezeu. Părinte, fericirea în Vechiul Testament avea niște limite?
fericirea în Vechiul Testament avea niște limite, pentru că dacă omul a căzut în neascultare, nu putea depăși această limită, așa cum nu putem noi sări peste umbra noastră. Și de aceea și decalogul, vedeți, că a fost dat pe muntele Sinai în forma optativ-condițională, să nu, deci condițională negativă, adică să antreneze pe om să dorească, a opta să, deci nu trecea peste libertatea omului totuși. A fost prima subliniere a libertății omului în religiile vechi. Și asta ne încă o dată convinge că a fost o religie revelată care se diferențează total de celelalte. Toți aveau această frământare, această căutare a lui Dumnezeu. Dar iată decalogul, cum spune și Nicolae Steiner, el însuși care a fost și evreu, spune, vedeți, i-a lăsat omului posibilitatea să opteze, condițional, optativ. Dar era și o condiție. Și atunci condiția aceasta ținea de condiția lui limitată. Să nu omor, dar lăsa ca el să dorească lucrul acesta. Nu-i spunea nu fă asta, nu cu tare. Nu era ca un imperativ, ci era ca o opțiune lăsată la libera alegere a omului. Spre deosebire de fericirile din Noul Testament, în care deja sunt proclamate, cum spune Paul Evdokimov, ca niște căi care ne duc spre taborul descoperirilor dumnezești. Părinte, aș vrea într-adevăr să trecem acum la fericirile Noului Testament. De altfel, stimați telespectatori, în general, când vorbim despre fericiri, în general vorbim și se vorbește despre cele nouă fericiri pe care Mântuitorul le-a rostit și care ele sunt atât de sintetic încât le cuprind pe toate celelalte. Dar ele, chiar și în Noul Testament, sunt mai multe. Și eu am să vă spun câteva, am să vă citesc câteva, până când apoi o să revenim la fericirile exprimate de Mântuitorul. Fericiți, iată, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Cei ce n-au văzut, i s-a adresat lui atunci lui Toma, când Toma, ai văzut ce ai crezut, dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Mai fericit este a da decât a lua. Fericit bărbatul care rabdă ispitele. Iată, sunt și altele. Aș vrea însă, prea cu cernice, părinte profesor, să revenim puțin la cele nouă și nu o să trecem prin toate, dar ele ne vor, aș spune, ne vor da o imagine a ceea ce este fericirea. În general, lumea de astăzi vede fericirea, așa cum am spus, în momente. De fapt, fericirile ne... Începe din mic. Dacă, de exemplu, nu are telefonul cu tare sau tableta cu tare, nu-i fericit. Da. Dacă n-a fost dus la vacanță, la mare sau la munte, nu-i fericit. Deci, dacă n-a luat bicicleta nu știu care, nu-i fericit. Și tot așa. I se incumbă omului o idee despre fericire ca despre ceva... legată de obiecte. Și despre și moment. Limitate. Și moment. Ori iată că fericirile, de fapt, privesc împărăția lui Dumnezeu, privesc viața veșnică. Și, așa cum spunea cineva, cel care este din acest punct de vedere fericit aici, va fi și dincolo. Da, deci, cum spuneți așa... părinți, că vom moșteni împărăția cerurilor după starea în care ne va găsi moartea. Știți, dacă ne găsești în stare de fericire, în stare de mulțumire, în stare de nădejde și de credință în Dumnezeu, tot așa vom avea și dincolo această stare de încredere și de, cum să spun eu, de împlinire în Dumnezeu. Deși, și aici e un paradox, sfinții au murit fără să știe că sfinți. De fapt, ei nu că n-au știut că sunt sfinți, aș spune că îi interesa mai puțin lucrul acesta, da, cât faptul de a fi convinși că s-au străduit, că s-au străduit să placă lui Dumnezeu, să facă. Așa cum unul dintre sfinți a spus, nu știu, când l-a întrebat, da, părinte, zice, ești fericit, te tem de moarte? Zice, nu știu dacă
pot să fiu liniștit înainte de moarte acum, pentru că eu sunt om și Dumnezeu este Dumnezeu și nu știu dacă am făcut tot ceea ce trebuia să fac, dar eu m-am străduit și această străduință a lor a fost totdeauna extinsă din toată inima, din toată puterea trupului. Părinte, să revenim la fericiri. Iată, sunt câteva fericiri care, aș spune, ne pun într-o oarecare, știu eu, ne pun niște întrebări. Fericiți cei ce plâng, fericiți cei ce flămânzesc și se trează dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. S-ar părea că fericirile ne rup de lumea aceasta și de modul lumesc și ne transportă într-o altă lume. Dar acestea le-am citat ca să pun în față, de fapt, prima întrebare. Ce vrea să spună fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor? Săracul Duh înseamnă, nu așa cum a fost explicată de Diderot și de toți enciclopediștii, ca un fel de prostie sau un fel de simplitate intelectuală, rațională, ci e vorba de acea încredere pe care o au oamenii între ei. De exemplu, dacă ți-ai dat cuvântul, nu mai trebuie să faci acte. Deci aia și la noi, la români, spunea, pe unde iese cuvântul, iese și sufletul. Ori acum facem acte peste acte și pe aia nu le mai recunoaștem. Deci nu trebuie să pui la îndoială cuvântul celuilalt. Asta înseamnă cu adevărat în tradiția iudaică. Dar pe aceea a fost în secolul, cum am spus, la sfârșitul secolului XVIII, schimbată de iluminiști, și atunci am spus, nu, aici, vedeți, creștinismul este o credință a oamenilor cu puțin minte, a oamenilor simpli, că prost e în limba rusă, stavă, simplu, știți? A proștilor, știți? Adică oamenilor simple. Și, dar noi nu, venim acum cu inteligența noastră, o să facem acum avioane, o să facem cu tare. Și s-au dus și prin cosmos și tot nu sunt fericiți oamenii. Tot n-au găsit fericirea. Pentru că fericirea a făcut-o Dumnezeu ca omul, în primul rând, să o aibă în sufletul lui, în inima lui, dar fericirea aceasta este ca un drum deschis permanent, spune Sfântul Vasile cel Mare. Urcușul pe calea de săvârșire este fără sfârșit. Și aici și dincolo. Pentru că și acolo, în lumea de dincolo, este toată această permanentă desăvârșire, acest permanent urcuș, această permanentă apropiere de Dumnezeu. Sfântul Ava Doroftei spunea că oamenii sunt sub forma unei roți. Putucul din mijloc este Dumnezeu și spițele, cu cât se apropie de butuc, de pe margine, cu atât se apropie și între ei. Și atunci, deci, cu cât ne apropiem de Dumnezeu, suntem fericiți împreună cu Dumnezeu, de fapt suntem fericiți și împreună cu între noi. Ne suportăm mai mult, ne ajutăm mai mult, suntem fericiți când putem ajuta pe cel care are nevoie de ajutorul nostru. Suntem fericiți când putem ajuta un copil care vedem că vrea să ajungă și el ceva, tinde spre ce are un țel și vrea să-l realizeze. De pildă, m-am uitat aseară la vedetă, să fie vedetă la televiziunea națională. Și acolo am văzut acea fată care a luat trofeul. Mama ei era în Italia. Ea nu era bucuroasă că a luat premiul acela, dar era bucuroasă dacă îi spunea mama pentru că a luat acel premiu, că vine acasă să fie alături de ea. Deci asta e fericirea pe care noi o pierdem de multe ori, de a fi împreună cu cei din jurul nostru, în comuniune și în bucurie. Ori aici, de asta e foarte important să nu punem la îndoială cuvântul celuilalt. Atât cât s-a putut el să le exprime. Dar noi putem ajuta să crească, să creștem împreună unii cu ceilalți. Și cei mai buni, și cei mai răi, și cei mai aproape, și cei mai de departe, și cei mai drepți, și cei mai puțin drepți, toți ne urcăm ca un mănunchi spre Dumnezeu. Asta vrea, de fapt. Dumnezeu ne vrea să fim uniți. Că omul este, cum spunea și Părintele Galeriu, la cursul când ne-a făcut cu el, este omul, dialogul, este ființa care crește prin cuvântul celuilalt. De aceea și Evanghelia la Sfântul Ioan, Evanghelistul, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Deci de noi, cuvântul lui Dumnezeu, de asta s-a întrupat, ca să ne apropie de Dumnezeu. Să fie alături de noi și împreună cu noi pe calea vieții. Cred că explicația noastră este foarte pertinentă și foarte bogată. Aș mai veni și eu cu un adaos. Cred că în același moment pentru sărăcia cu Duhul este, deși nu cuprinde tot, modestia. Da. Sau smerenia, nu? Sunt cuprinse și ele la această sărăcie cu Duhul. Părinte, aici spunea Părintele Galeriu că zici, de fapt, eu sunt sărac, tu mă îmbogățești, Doamne.
și toată bogăția îmi vine de la tine. Că de fapt ce primesc la Dumnezeu? Primesc în primul rând bogăția sufletului. Sigur că da. Și atunci sufletul este cel care îmi îmbogățește și viața, pentru că altfel n-am înțelege porunca dată la creație. Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Nu-i vorba numai de o mulțire trupească, ci vorba și de o mulțire sau de o creștere duhovnicească. Iată, Noul Testament, așa cum spuneam, vine așa cum însuși Mântuitorul s-a exprimat, vine cu desăvârșirea. Și el, Mântuitorul, spune: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Vederea aceasta a lui Dumnezeu este o dorință a tuturor. Astăzi unii spun: ei, dacă l-aș vedea pe Dumnezeu. Și dacă întreb pe cineva: tu l-ai văzut pe Dumnezeu? Eu l-am văzut pe Dumnezeu. Și deși în pofida faptului că spune pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, și totuși el spune că l-a văzut pe Dumnezeu, și are dreptate că l-a văzut, pentru că el l-a simțit. Despre această, iată, fericire cu inima și despre vederea lui Dumnezeu aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Păi, dacă la Scriptură se spune că Dumnezeu minunat este într-o sfinții săi, înseamnă că văzând sfinții vedem pe Dumnezeu, care se lășluiește în aceste potire frumoase. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o relata Olivier Clément, un teolog francez, a venit și a vizitat România și la Sighăstria, în mănăstirea Sighăstria, a rămas așa puțin surprins. Era însoțit de un inginer care traducea în franțuzește ceea ce mai se discuta acolo și zice așa, o biserică de mică, nu era făcut asta mare, era pe vremea lui Ceaușescu. Și el zice: totuși, de ce ați făcut așa biserica de mică? Și zice: eu nu mă pricep, eu spus inginerul, dar zice: întrebăm un bătrân. Și era un bătrân care mai apărea și prin niște videoclipuri ăla cu barba, așa, semăna ca aproape că era din fresile bucovinienii. Mai ales când apărea și îmbrăcat în straie naționale, într-adevăr era un chip așa simbolic. Și ăla zice: eu știu cum să vă spun eu. Zice: Dumnezeu nu are nevoie de case mari, de nu știu ce. Noi nu ne ajungem să mai facem. Eu vin și într-o casă mică, dar să fie, zice, curățită. Așa e și cu sufletul nostru. Să curățim sufletul ca să vină într-un chivot frumos. Și zice: bun, dar cum? Tot făcea asta că nu înțelege Olivier Clément. Și a zis: Doamne, știți cum îi zice? Dumnezeu, zice, așa e bun ca și Sfântul Nicolae. Parcă adică Dumnezeu a împrumutat bunătate la Sfântul Nicolae, nu Sfântul Nicolae la Dumnezeu. Dar el a spus după ce a văzut el, a văzut pe Dumnezeu bunătatea Sfântului Nicolae. Și în bucuria aceasta pe care o facem noi de copiilor și la ceilalți, toți îl văd pe Moș Nicolae, până și la luteranii, Santa Claus, îl spun și ei Sfântul Nicolae. Da. Și Moș Crăciun, de fapt, e întruchiparea Sfântului Nicolae. Sigur că pentru om e în simplitatea lui de data aceasta, da. Dar o simplitate atât de curată și de frumoasă, lui i-a fost mai ușor să exemplifice cum este Dumnezeu. Chipul uman al lui Dumnezeu. Bunătatea în chipul uman. Dar despre această vedere, părinte, cum spune acela că l-a văzut, iar celălalt: eu nu l-am văzut, că am fost și în cosmos. De ce acela nu l-a văzut și de ce acesta l-a văzut? Pentru că, în primul rând, unul a căutat sfințenia și l-a văzut prin sfinții care au ajutat. De pildă, să luăm un caz din istoria noastră. Să luăm Ștefan cel Mare, că tot e cunoscut. Vedeți dumneavoastră, el avea, cine avea la Suceava? Veneau delegații străini, se întâlneau cu unii cu alții, unii îl mai lăudau ca să-și facă întreabă. Creștinismului. Alții nu știu ce, cum l-a lăudat și papa. Dar când a simțit nevoia că țara e în pericol, s-a dus la Daniel Siastru. Ei, el a mers acolo, l-a pus să aștepte până te făcut rugăciunea, ne înțelegem și el dacă a fost un ucenic ascultător, a făcut și el rugăciune și pe aceea a dat sfatul să meargă și să lupte pentru țară. Ei, când a văzut biruința și când o parte din Turcia a spus, zice: domnule, pe noi era cineva care ne secera așa, zice, noi credem că acela era Sfântul Gheorghe și cred că turcii cred în Sfântul Gheorghe. Deci, înseamnă, cred și el, pentru că a spus: Doamne, am văzut cu o țară mică, deci cum a ajutat Sfântul? Deci, iată că până și prin sfinți și necredincioși ajung de multe ori să vadă, cu atât mai mult, domnitor, și atunci vedeți un mare duhovnic și o mamă, cum a avut Ștefan cel Mare, chiar dacă a avut păcatul, ca toți domnitori din vremea lui și după aceea, dar din el a făcut, iată, un sfânt. Un sfânt cheamă pe altul și îl ridică la sfințenii. Un sfânt ca Daniel Siastru,
l-a chemat și pe vodul care avea păcate lui și l-a ridicat și l-a pus ca să facă lucruri așa frumoase care au rămas peste ani. Încât eu acum când merg la Chișinău, că mai merg acolo ca să-i ajut la Academia de Teologie, pentru Ștefan cel Mare, au așa, cum să spun, nu numai cum spune Nicolae Iorga, că Nicolae Iorga spunea, zice, când întreb eu oamenii de rând, zice, te întreabă, asta zice, înainte sau după Ștefan cel Mare, sau de la Ștefan cel Mare, lucru făcut. Deci Ștefan cel Mare ca un hotar așa de istorie. Da. Dar este cel care i-a făcut să-și regăsească neamul, credința și demnitatea. O identitate. O identitate a lor. Deci ei nu se pot concepe fără Ștefan cel Mare. Deci atât vedeți cum un om care a avut un duhovnic și l-a chemat, deci el a făcut să-l vadă pe Dumnezeu. Și toți prin el, la rândul lui, îl vedem pe Dumnezeu. Pentru că vedem lucrarea lui Dumnezeu. Cum spune cronicarul, eu a fost cu păcatele lui și sufletul lui a fost păcătos. Dar pentru faptele lui cele brednice, Dumnezeu l-a ridicat și i-a spus poporul chiar de când a fost înmormântat sfânt. Și iată, până astăzi, după 500 de ani, îl vedem astăzi. Deci asta e sfințenia, sau cum să spune, frumusețea, care se vede peste veacuri. Care te curățește. În același timp, presupune curățenia sufletească, dar cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât mai mult te curățești și tu și devii mai transparent pentru ceilalți și văd și alții prin tine pe Dumnezeu și slava Lui. Ce frumos spune Mântuitorul, oare nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Și din acest punct de vedere, când suntem cinstiți de Dumnezeu cu o asemenea înălțare, ca trupul fiecăruia dintre noi și sufletul să fie templu al Duhului Sfânt, este ceva extraordinar. Da. Este ceva extraordinar. Eu pentru că m-am rugat să fac o viață Parascheva și luând din mărturiile celor care au fost la viața Parascheva, am găsit una a unui maomedan. Și a spus, eu să știți, mult timp nu, am ezitat să mă botez, dar veneam la cuvioasa Parascheva și mă rugam. Și întotdeauna eu am văzut puterea lui Dumnezeu că a lucrat prin ea și de aceea zici până la urmă m-am botezat fără să mă oblige cineva. M-a convins Dumnezeu prin cuvioasa Parascheva. Iată, deci cei care au fost, sau cum era fericitul la Domnul Patriarhul Iustin, spunea în vremea comunismului, zice, cine aduce la cuvioasa Parascheva pe atâția studenți? Cine aduce? Sigur. Puterea aceea și ce simțeau ei acolo? Câți n-au luat binecuvântare? Și de aceea, când noi când mergem la Sfinții, Sfinții adună lumea. Sfinții nu risipesc pe oameni, îi adună. Își fac să-și găsească părțile cele mai frumoase, cele mai bune. Și fiecare cu puținul lui sau cu darul lui, contribuie la celălalt. Și aici mi-aduc aminte de un cuvânt a celebrei cântăreții Maria Cazalas, a spus, dacă ar ști oamenii că au un dar care numai al lor, nu s-ar mai omorâ. Ce s-ar căuta să folosească fiecare de darul celălalt. Părinte, iată o altă fericire. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Foarte mulți gândesc la acest lucru, în setea lor de dreptate, când au fost nedreptățiți, să se ducă repede să-și caute dreptatea prin răzbunare, la tribunal, la poliție. Despre acest lucru se vorbește aici? Cred că aici ceea ce spunea Sfântul Ioan Damaschin. Spunea mult să cer lui Dumnezeu nu mila. Noi de ce ne rugăm? Doamne, miluiește. Sigur. Ci Doamne, fă dreptate. Sigur. Vezi, scoatem, descoperim pe dușman, fă cu tare. Să știe dușmanul. Da, și atunci el zice, nu cerem dreptatea lui Dumnezeu, că asta o face la sfârșitul veacurilor și știi ce o face el atunci. Nu avem noi puterea ca să înțelegem. Noi să cerem mila lui Dumnezeu, că nici noi nu suntem drepți. Dar ceea ce vrea să spun aici, cred că un teolog francez de la sfârșitul secolului XIX, Léon Blois, definind creștinismul, spunea așa, o, Doamne, Tu îi ierți pe cei care te răstignesc și îi răstignești pe cei care te iubesc. Cred că aici e și un fel de autorăstignire pentru Hristos. Mulți, ce căutau aceia și se duceau prin păduri, haștri, ce se rugau acolo, de ce se chinuiau, cu viața de odor la slăbă. Ce căutai acolo? N-avea, doar a fost cu familie, a avut soț, ce trebuia să duc acolo să se nevoiască pe piatră și când îi dădea Dumnezeu apă în fântânița aceea ei sau când îi aducea mâncare, corbul sau celelalte. Și totuși, iată că neștiute sunt căile Dumnezeu. Fiecare are o cale a lui, așa cum sfericirile sunt toate,
cum spuneam Leopold Iachimov, că fiecare fericire este o, cale, o anumită cale de a ne îndrepta spre Dumnezeu. Și asta arată diversitatea darurilor Dumnezeu. Fiecare, unul cu rugăciunea, unul cu cuvântul bun, unul cu milostenia, unul cu ajutorarea, unul cu celelalte lucruri care se pot face în viața de zi cu zi. Și aici am să vă spun o povestioară de origine slavonă, slavă, și anume la slavie se prăvăznuiește Sfântul Nicolae de 4 ori. Și este o povestioară, că mergea Sfântul Nicolae cu Sfântul Ioan Casian din Dobrogea noastră, s-au hotărât să meargă la Dumnezeu. Asta înseamnă că era duminica, s-au îmbrăcat frumos și s-au pornit la biserică. Când, mergând pe drum, au găsit un bătrân care avea căruța într-o ștehoalnă, cum căuta scare drepte acasă, și acolo a prins duminica. Și ăsta a spus Nicolae, măi, omule, măi, nu ți-ai găsit tu ca să faci treaba asta duminica? Decât duminica. Și zice, bine, dacă uite, că stai aici, eu sunt singur, uite, și cai, să vai de capul lor, am pus o măleac mai mult, m-am cumis și eu și uite, până la urmă, m-a încercat Dumnezeu. Și atunci Sfântul Nicolae spune, zice, eu nu mă ating de căruți ca să o ajutăm. Și hai să ajutăm. Și eu nu mă ating de căruți, spune Sfântul Ioan Casian. Și atunci nu pot spre Dumnezeu până ajut pe omul ăsta. Și atunci pune umărul să-l ajute. Sfântul Ioan Casian mergea pe cale așa curat ca să păstreze frumos să ajut la Dumnezeu. Și mergând pe cale, cine era în fața lui Dumnezeu plin de slavă? Sfântul Nicolae. Și zice, orice faptă bună, iată te faci ca să te întâlnești cu Dumnezeu înainte de a ajunge propriu-zis. Pentru că orice faptă bună este o întâlnire în lumina lui Dumnezeu. Și de aceea zice, acum moral, zice, de aceea sunt Nicolae prăznuit de 4 ori pe an, de cum ar fi pentru fiecare timp, iar sunt Ioan Casian, care a prăznuit la 29 februarie, odată la 4 ani. Da. Precuțeanul ce vrem, din păcate timpul emisiunii se tot restrânge. Atunci când mă gândesc la fericirile acestea, mă gândesc că ne rup de aici, de pe pământ, ne rup, aș spune, în sensul în care ne scot din ceea ce este lumesc, din ceea ce în mod obișnuit noi trăim aici, aș spune, cum dumneavoastră exprimați foarte plastic, epidermic, mereu prin, aș spune, aspirațiile noastre legate de pământ, de imediat, ele ne rup de acestea și ne fac să trăim o stare de fericire. De exemplu, iată, fericiți cei blânzi, mă bucur că am fost blând cu acela. Fericiți cei milostivi, mă bucur că am fost milostiv cu acela. Fericit cel curat cu inimă, mă bucur că am fost sincer și am pacea și liniștea. Acestea ne fac să trăim o stare de fericire, de mulțumire și de bucurie. Și această stare s-ar părea că este una care n-are nimic comun cu omul de astăzi. Așa cum de altfel, iată, Mântuitorul se adresează tuturor și spune fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel ceresc este, dar cui a spus lucrul acesta? Ne-a spus nouă, deci stările acestea de fericire ca și chemarea spre sfințenie este una care se adresează omului și care este posibilă, nu este una himerică, nu este una... V-aș ruga în încheiere să ne spuneți un cuvânt despre acestea. Deci eu aș zice că fericirea trebuie să o privim ca un fel de poster care pe moment sau care ține de o anumită împrejoare a vieții. Fericirea este cea care ține de condiția noastră umană și depinde de noi ca fericirea aceasta să o facem ca să fie ca un fel de stare statornică, așa cum spuneau și Sfinții Părinți, că Dumnezeu ne va da să moștenim starea în care ne va prinde ceasul morții. De ce să căutăm? Nu știm când vine ceasul morții. De ce să căutăm ca această stare de bucurie, de comuniune, de împlinire să o căutăm, să o realizăm cu Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Să nu căutăm să moștenim, așa cum a încercat Eva, să moștenească, să devină asemenea Dumnezeu, fără Dumnezeu. Cam așa suntem și noi astăzi, ispitiți, să devenim fericiți fără Dumnezeu. Nu putem fi fără Dumnezeu, pentru că suntem chiar azi pe chipul și asemenea Dumnezeu și apoi să mai înțelegem încă un lucru.
Că tot în prima carte, Cărții Facerea, în prima pagină, se spune că nu este bine să fie un singur pe pământ. Fericirea nu poate fi trăită de unul singur, ci împreună cu ceilalți. Și atunci trebuie să găsim lucruri care ne unesc și care durează. Nu care pe moment ne pot aduna, ne-am întâlnit la un mic și la o bere și pe aceea ne dăm în cap. Iată, fericirile se încheie cu un verset foarte interesant. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Unii spun, ei, în ceruri, dar aici, și de aceea mereu mă gândesc și îmi sună în minte ceea ce spun Sfinții Părinți, ceea ce dumneavoastră ați exprimat, în ceea ce vei fi găsit aici, vei fi judecat dincolo. Starea aceasta de fericire, dacă o trăim aici, așa cum ne îndeamnă Mântuitorul, starea aceasta de bucurie, bucurați-vă, pentru ce să ne bucurăm? Să fim niște iraționali, să ne bucurăm că suntem cu Hristos și că putem să fim cu El și că facem voia Lui. Aceasta este bucuria în ultimă instanță. Să ne bucurăm că putem să facem binele, să ne bucurăm că putem să facem o lume mai frumoasă, iată ceea ce dorește. Și cred că acestea sunt căi spre fericire. Preacucernice Părinte Profesor, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră. Și să nu dăm ceas Mântuitorul. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Deci cu Hristos avem biruință, atunci fericirea stă în această împreună biruință cu Hristos. Ce înseamnă această biruință a lumii? Înseamnă că să trecem peste anumite momente la grele, să le întoarcem răul lor, să le întoarcem în bine, să învățăm din fiecare lucru, să vedem cum spune Sfântul Ioan Gur de Aur. Zice, ispitele, încercările vieții sunt de fapt pentru noi un examen. Zice, nu e un student sau un elev eminent cel care pierde examene, ci cel care le trece. Sigur. Vă mulțumesc, Preacucernice Părinte Profesor, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră și dacă îmi îngăduiți, repet cuvântul Mântuitorului, acela de a ne bucura că putem să facem binele, că putem să facem frumosul, că putem să credem în Dumnezeu și că putem să avem pe semenii noștri asemeni întru această bucurie a lui Hristos. Vă mulțumesc! Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze! Doamne ajută!